Așa, da, da. Bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu domnul treaba. Am mai reflectat puțin la problema aceea de salutarea și aș vrea să reluăm. Mi se pare interesantă, dar dintr-o altă perspectivă, cum am... conținutul fiind același, nu al problemei respective. Deci tema, probleme pentru olimpiadă, da? Probleme pentru olimpiadă. Probleme de tip olimpiadă, da? Ce se dat așa, se găsesc toate mulțimile X și Y. Da, cu proprietatea, care îndeplinesc mai multe proprietăți. Vă amintiți? Ați fost și voi la mine. Ați fost? Nu. Una dintre proprietăți era asta. X și Y, X și Y la trei elemente. Da. Cardinalul lui X, adică numărul elementelor de la prima mulțime, deci prima condiție era așa, cardinalul lui X, egal cu cardinalul lui Y, și egal cu 3. A doua condiție. Intersecția lor este un singur element. Da. Da. Cardinal. Cardinal lui X intersectat cu Y egal cu un 1. Un singur element de intersecție. Da. 3. Mulțimea X, așa. 3 aparține elementului, aparține mulțimii X. Obligatoriu pe 3. 5 aparține. 4 și 5 aparține mulțimii Y. Dacă A și B sunt elemente diferite ale mulțimii X. Deci oricare ar fi A și B. Elemente diferite ale mulțimii X. Deci oricare ar fi A și B ce aparțin lui X, atunci X plus B aparține lui Y. Deci, oricare două elemente le-am luat, cu ar fi din Y se găsesc numai suma a câtor două, a celor două de sus. Deci în mulțimea X știm că e 3 și în Y este 5, obligatoriu, ne spune că start. Asta înseamnă că mai este și 2, că 3 plus 2 e egal cu 5, deci să... Faptul că avem proprietatea asta, odată cu două din ele, suma se găsește neapărat în cea de a treia și că fiindcă 5 se găsește, da? Cum 5 aparține lui Y, puțin Y, 5 are două descompuneri. 1 plus 4 sau 5 egal cu 2 plus 3. Da? 5 egal cu 2 plus 3 sau 1 plus 4. Deci prezența lui 5 mă obligă să gândesc în X ce să mai pun lângă în X. 2, da? Pentru că neapărat 3 plus 2 face 5. Da. Acum, să vedem în continuare ce element mai punem aici. Problema este până la completarea a 3 elemente. Așa fel încât intersecția lor să aibă un singur element. Îl putem pune pe 1, care 1 plus 2 face 3. Deci punem pe 1 aici, pentru că 1 și cu 2 face 3. Adică punem 3 aici obligatoriu. Și 4, pentru că 3 plus 1 face. Deci dacă punem pe 1, ne permitem să luăm jos pe 3. Da. De ce ne permitem să luăm pe 3? Pentru că 1 plus 2 face... 1 și cu 2 face 3. 3 plus 2 dar și avem și rezolvă problema intersecției. Da. Maria. Avem că la intersecție avem un singur element. Da. Da? Și continuare completăm cu 3 și 1. 3 și 1 egal cu 4. Și cu asta ar fi o primă soluție. Deci soluția întâi am găsit-o pentru că am văzut cum desfășurăm 5 ca fiind 2 plus 3. Acum vedem 1 și 4. Acum vedem 1 și 1 la 4. Deci o altă soluție, a doua soluție pe care o surprinde, este X-ul să aibă, sigur, neapărat 3, sigur, neapărat 5. Da? Și adăugăm 4. Cum 5 are 1 plus 4, ca descompunere, atunci îi pun aici pe cine? 1 și pe 4. Da? Pe 1 și pe 4. 1 plus 4 fac 5. 1 și 4 fac 5, deci am acoperit pe 5. 4 și 7.
3 și cu 1 face 4. Super! 3 și cu 1 face 4, face 4, elementul comun. 3 plus 4 face 7. 3 plus 4 face 7. Și atât cum am găsit pe cea de-a doua soluție. Da? Deci două soluții le-am găsit. A treia soluție. Să vedem dacă mai găsim o altă soluție. Sigur, începem cu cine? Cu 3 și cu 5. Adică x egal cu 3. Y egal cu 5. Că suntem obligați. Da. Acum, cu privește acoperirea lui 5, am făcut-o în variante cu 1 și 4, 2 și 3. Da. Vrem să punem în 5? Cum? 0 și 5. Sunt elemente nule. Elementele sunt verde de 0, da? Păi, da, dar de-aia sunt obligați. Putem să punem pe 5 în intersecție? Ai găsit 5 intersecție. Dacă l-am pus pe 5 în intersecție, deci 5-ul să fie ca element al intersecției, aici, la rândul lui, 5-ul ăsta, totuși trebuie să fie, aici, la rândul pe 4, da? 4-ul ăsta, când l-am pus aici, a fost 3 plus 1. Da. Toate se pot. Deci toate trebuie să fie ca sumă a două elemente. Asta e singura soluție. Dacă punem 3, 5 și 2, o să facă 3, 5 și 2. 2. Că 3 și cu 2 face 5 ăsta, da? Da. Apoi 5 cu 3 punem un 8. 5 cu 3 punem un 8. Și 5 cu 7, 7. 7. Deci aceste două mulțimi acum sunt corect făcute. După ideea spusă de autor. Eu autorul a spus, ai grijă multă. În a doua mulțime pui ce trei elemente încât să fie suma câte două. Da? Suma câte două. Noi am avut grijă de la am acoperit pe 5 întâi cu cine? Cu 3 și 2. Da? Când am zis 3 și 2, acum era problema elementului comun. 3-ul, ca să vedem comun, 1 și cu 2 face 2. Și gata, până am completat. La fel și aici am avut de grijă la 2 plus 3. Și ce să fac la 3 soluții? Tot 2 și 3 trebuie să meargă. Obligatoriu 2 și 3. Da? 2 și 3 că ți-am acoperit pe 5. Și în clipa asta, 5 ori pun ca element comun. Da? Și 5-ul este aici acoperit. Celelalte două elemente, celelalte două sunt completate, dar povestea este cu cine acoperi pe 5. Deci foarte tare cu cine acoperi pe 5. Pe 5 îl acoperi cu 1 plus 4 sau cu 2 plus 3. Deci cu 2 plus 3, da? Sau cu 1 plus 4. Și pe elementul comun l-am văzut 3, care acoperi. L-am văzut apoi 4, ca ieșit 4 din desfăcurere. Și pe urmă, 5-ul, iarăși care este acoperit cu 2 plus 3. Astea sunt cele trei mari soluții. Nu mai pot să înlocuiești. Deci, Hela, dacă poți să te uiți un pic, vezi cât de rapid am putut face problema asta, care se, e în a doua bătaie de cap suficientă. Da. Pentru că noi am acoperit. Eram într-un moment în care încercam să ne ducem, tu mă trageai de mine după ideea autorului. Eu încercam ceva, nu știam nimic, nu știam nimic, și atunci am pierdut timpul. Iată cât de clar. 5-ul, ca orice număr, are două descompări. 1 plus 4, 2 plus 3. Și atunci, cum 3 și 5 sunt obligatorii, aici. Eu pe 5-ul ăsta trebuie să-l acopăr ca o sumă de două elemente. Da. Îl acopăr 3 plus 2. Da. Cam 3 plus 2. Descompunerea. Deci, eu n-am voie să am vreun element aici, deci nu am voie să pun vreun decât ca suma celor două. Când am acoperit pe 5-ul că 3 plus 2, observ că 3-ul ar avea șansa să fie element comun. Corect. Și atunci pun aici pe 3 care se acoperă cu cine? Nu am voie să-l pun așa, Andrea. Cu cine s-ar acoperă? Cu 2 plus 1. Da. Și de ce pun unul aici? Am plecat tot 3-ul. Da. Asta da. Păi așa am găsit-o și ea. Una așa am găsit-o și eu rapid pe aia a doua. Păi asta spun, dar toate se găsesc așa. Toate trebuie să o găsesc. Corect. Și a treia la fel. Deci și a treia este așa, în final. Fără să facem analizare. Fără analiza aceea, mă, care e atât de obositoare. Și dacă le dă pe toate trei, o puntează cu 7 puncte? Sigur că da. Le-o găsiți și facem raționamentul ăsta. Deci raționamentul trebuie spus așa.
În cuvinte. Pur și simplu cuvinte. 35.500. N-am voie să pun vreun element aici decât ca suma celor două. Deci trebuie să scrie în cuvinte. Sigur că n-am voie să pun decât ca suma celor două. Cum 5 are descompunerea 1 plus 4 și 5 este prezent. Corect, da. Este prezent, deci trebuie să-l acoperă. Așa cum 3 este 3 plus 2. Și cu 3 plus 2 l-am acoperit pe 5. Mai trebuie să pun un element acum. Dar atenție, îl pun pe acela în care se-mi acoperă încă pe elementul comun, care îl văd eu ca intersecție. Da, eu am înțeles problema de ieri. Deci, așa sunt lucrurile care merg foarte ușor. Când spun treaba asta, spun treaba asta pentru că am avut, la un moment dat, la Olimpiadă, eu, la Olimpiadă, am pus un exercițiu, la casa 11, mi-am uitat și acum, dintr-un lucru cu fata județeană. Și am compus eu un exercițiu, că așa de tare este asta după ideea mea. Da. Și așa mi-l au făcut de rapid, după ideea lor, încât am rămas așa de complet descoperit. Corect. Așadar, baremul este ideea autorului. Corect. Noi, dacă avem o inițiativă a noastră proprie, putem să găsim mult mai rapid de soluția. Corect. Ai înțeles, Arina? Da. Bun. Deci, ai văzut că de ziul cu a, mai mic decât de cer și nu știu ce, și nu știu cum punctăm altă, punctăm două puncte mai departe. Deci, mai departe, repede. Am încercat și ne-am ai o altă chestiune? Da. Hai, vedeți în continuare. Mulțimele numeri naturale S, cu 4 elemente, se numește complet. Dacă orice element al E este egal cu suma, sau diferența altor două elemente distincte ale mulțimii S. A, arătați cu orice multiplu de 13, se poate scrie ca suma elementelor mulțimii complete. B, determinați numărul submulțimilor complete ale mulțimii 1, 2, 3, 5. Nu prea am înțeles. Dar îmi dai mie ce citesc, da? Deci așa. O mulțime de numere naturale, nenule, S. Deci o mulțime de numere naturale, nenule, S, egal cu. Adică m-aș pune câteva elemente, cu 4 elemente, cu 4 elemente. Adică zic așa. 5, 7, 11 și 3. Este o mulțime cu 4 elemente. O mulțime de numere cu 4 elemente. Se numește completă. Autorul dă o definiție. O astfel de mulțime se numește completă dacă orice element al ei este egal cu suma sau diferența altor două elemente distincte ale mulțimii S. Deci dacă mă duc la asta de aici, ea, 5-ul, trebuie să fie egal cu suma a două elemente sau diferența. Deci, când mă opresc la 5, eu trebuie să găsesc printre cele 3, că mi-au rămas, celelalte 3 care au rămas, trebuie să fie suma a două, sau diferența a două. Deci pe 5 trebuie să scriu ca fiind ori 7 plus 3, care nu-i bun, nu-i egal. Tot 5-ul, ori 7 minus 3, ori 7 minus 3, și ea nu-i bun. Tot 5-ul să fie 7 minus 11, și ea nu-i 11. Deci, sau 11 minus 7. Ce se poate face? Deci, dintre ele, 11 minus 7. În concluzie, nu mi urmează, nu respectă dorința. Așa, dacă pun pe 4, hai să pun pe 4 aici. 4 ăsta este deștept, 4 poate găsesc 2 din ele, găsesc 4 minus 7, 7 minus 3, 4 plus 7. Deci, 4 ăsta are deștept, pentru că 4 poate fi scris ca fiind 11 minus 7. Sau 7 minus 3. Da. Sau 7 minus 3. Găsim, nu? Așa încât 4 îmi place să vă stăți. Are calitatea asta. Păi da, de exemplu, eu nu sunt eu. O secundă, nu e, dar vrem să vă dăm un problemă. Da.
Deci vrem să înțelegem ce înseamnă o mulțime completă. Deci o mulțime zici completă. Fiecare din ele, fiecare element are calitatea aceea, că oprindu-ne la el, printre celelalte trei, găsim două, încât el să fie ori sumă, ori diferență a celor două. Șapte. Șapte acum... Patru plus trei face șapte. Și gata, am găsit. 11 ăsta are calitatea de a fi... Da, 7 plus 4 face 11, da? Așa. Și 7 minus 4. Iată, asta se zice că este o mulțime completă. Deci o mulțime de 4 elemente zice complete, dacă ea are calitatea că fiecare element al ei, luat în parte, fiecare... Nu e o definiție matematică. O dă autorul problema asta. Deci, autorul își compune o problemă. Și numește asta completă, o astfel de mulțime se cheamă completă, dacă toate elementele sale au calitatea asta de a zis numai de vreme. Eu nu mă pot apuca de o problemă până când nu înțeleg. Dacă povestea este așa, citită și până să mă înțeles, mă apuc de rezolvare, nu înțeleg nimic. Ia uite așa. O mulțime de numere naturale nebulei ies cu 4 elemente. Să zice că este completă. Dacă orice element al ei este egal cu suma sau diferența altor două elemente, distincte ale mulțimii ies. A, suma sau diferența altor două, adică printre cele trei, să găsim două încât să fie suma sau diferența. Arătați că orice multiplu de 13 se poate scrie ca suma elementelor unei mulțimi complete. Prima chestiune arătați că orice multiplu de 13, deci orice multiplu de 13, și da, multiplu, orice multiplu, 13 ori 1, 13 ori 2, 13, da, sigur că da. Deci un multiplu de 13 înseamnă 13 în capăt. Se scrie ca fiind suma elementelor unei mulțimi complete. 13 ca, așa. 13 ori ca. Se scrie ca suma elementelor acestora. 4 plus 7 plus 11 plus 3. Ia să vedem, suma asta face chiar așa? Face multiplu de 13? Nu, nu cred. Și avea de așa. Și avea 7 plus 11 face 25, de acolo, și acolo de acolo 26. Deci dacă mai avea 1... Nu se poate. Dar probabil că există mulțimi cu 4 elemente care au această calitate. Eu am găsit una. Ia să vedem. De forma 13 la 2, adică 13 la 2. 13 la 2. Care e mulțimea aia de ies la care te gândi? Ies egal cu? Este egal cu 69. 69. 50. 19. 30. Și 31. 269. Da, să vedem dacă aici... 69 este format din 50 plus 19. E 69 plus 19, da. Și 10 este 60 și... 55 este 69 minus 19. Da. 19 este 50 minus 31. Da. 31 este 50 minus 19. 31 50 minus 19. Și suma asta... 169. 169, care înseamnă 13 la pătrat, da? Da. E multiplu de 13. Dar de ce la noi n-a mers aici, întrebarea este? Eu când am aflat multiplul, care mi-a dat 69, l-am pus pe 69, încât să-mi vreau 100. Și ăsta l-am împărțit în 50 și 50. Și m-am gândit ce adunat să fie 50, încât 50 minus ceva să le ia numărul respectiv. Și m-am gândit la 19 și 31. Deoarece, m-am gândit la 19 și 31, deoarece 50 minus 31. Deci așa a construit
ne va trima Antonio. Suma asta ies, mulțimea asta ies, plecând de la cine ai plecat tu? Practic ai plecat de la 169. Da, 169. A plecat la multipluia. Deci merge înapoi. Multiplu de 69, multiplu de 13 este 169. Am fost pe 69, l-am fost pe 50 și m-am gândit 50 plus 19 de 69. Da. Am făcut 50 minus 19 și m-am dat 39. Apoi am văzut dacă este ok și este foarte, adică lumea e bun. Am zis 69 este cam din 50 plus 19. Da. Aici spune așa. Arătați că orice multiplu de 13 se poate scrie ca suma elementelor înmulțimi complete. Deci plecând la multiplu de 13. Da. Deci arătați că orice multiplu de 13 poate fi scris ca suma a patru elemente. Elemente au calitatea asta. Adică noi plecăm așa. 26 poate fi? Simplu 13. Dacă luăm pe K egal cu 1. Atunci, 13 ăsta trebuie să-l descompunem ca fiind suma a patru elemente, încât în mulțimea aceea să fie în calitatea aceea de mulțime completă. Ia să vedem, reușim. Deci se pleacă tot tipul de unde, de la, spune realitatea, orice multiplu de 13. Da? Deci la multiplu de 13 trebuie să plecăm. Și să arătăm că se întâmplă chestia asta. Cum se va întâmpla așa, pentru că egal cu 2, înseamnă și 26 să reușim. Și după ce vedem vreo șmecherie, în final trebuie să putem dovedi că indiferent de ce multiplu vorbim. Adică, de exemplu, dacă la una nu o să meargă, înseamnă că nu este bine. Adică, da, ori noi n-am găsit bun, bine descompunerea, chiar nu există. Dar dacă ea e formulată așa, atenție, arătați că orice descompunere, orice multiplu de 13 se scrie așa, înseamnă că trebuie să fie o șmecherie pe care trebuie să o descoperim. Vă invit aici să vedem cum nu putem găsi pe 13. O să fac un lucru mai sus. 3. Așa, iată, ia să gândește la 3. Plus 5, adică 10 dăm 2, 5. Și acum 5-ul acela. 2. Ar trebui numai că 2 nu se poate. Nu puneți 2, nu puneți 2 de profesor. Plus cât? Puneți 1 și 4. 1 și 4? 1 și 4, da. Ia să vedem. 1 plus 4. Ok, deci 5 minus 3, 3 este egal cu 4 minus, minus 1, 5 este egal cu 1 plus 4, 1 este egal cu 4 minus 1, sau 5 minus 4, și 4 este egal cu 5 minus 1. Deci, are calitate. Deci eu asta încerc să fac, încerc să dau în 10 sau 100 sau cât este. Stai, acum încep eu să prindem problema. Deci 13 ăsta depășește pe 10. Adică ce depășește pe 10 pe mine mă ajută pentru că pun ce este, cum ar fi dacă ar fi 17, pun pe 7, rămâne 10, pun jumătatea de 10 și apoi încerc să găsesc cele două numere care să mă ajute sau că pe acestea și la 20. Sigur, și la 26 trebuie să vedem. Deci la 26 trebuie să vedem. 26, puneți-i pe 6. Punem pe 6. Puneți-i pe 10. 10. Și acum mai avem 10. Cealaltă 10, să vedem cum o gândim. 4. Dar nu este 4, 6. Puneți-l 8 și 2 pe 8 și 2. Ia să vedem. 8 și 2. Merge. Da. 10 le-a acoperit. 6 este egal cu 8 minus 2, 10 este egal cu 8 plus 2, 8 este egal cu 6 plus 2, 2 este egal cu 8 minus 6. Da. Deci aveți? Da. Deci atenție, care ar fi ideea? Ușor să ne prindem. Deci începem din aproape în aproape. M-am prins. Stai. 39. Discutăm. 9, 15. 9, 15. 12 și 3. Bravo.
Așa e. Exact. 15? 9, 12 și 3. Da. 12 și 3. 3. Știți cum? Știți cum? Domnul profesor, dar ștergeți puțin 8 și 12 și puneți 2 și 3 și puneți dincolo 8 și 12 ca să vadă bine. Da, ca să se vadă bine. Pentru că e... Am înțeles. Da? Am înțeles, ca să mergem pe... Schimbați cele două de sus, dacă vedeți, 4 și 1 și 3 și 1. Sau mai 4 și da, da, mai bine sus acolo. 4 și 1. Vedeți, prima se mărește cu 3. Se mărțește cu 2, cu 2 și cu 2. Se mărțește cu 2. Da? Deci înseamnă că orice să multipla de 13, o să... Poate, da. Da, da. Da? Orice multiplu de 13 va fi aranjat așa. Deci 1, 4, 5, 1, 4, 5, 3... Se mulțește totul cu 2. 1, 3, 4, 5 am putea scrie. Da, este egal cu 1, 3, 4, 5 și urmă... 2, 6, 8, 10. Apoi 3, 9, 12 și 15. Nu să-l aranjăm și așa, mai. Da. Deci, egal mai departe cu 1 plus 3, nu? Plus 4 plus 5. Egal cu 2 plus 6 plus 8 plus 10. Da? Și egal cu 3 plus 9 plus 12 plus 15 plus 15. Și tot așa, și tot mulțim cu 2, tot mulțim cu 2. Deci... Aaaa! De fapt, da? Acolo nu mulțim cu 2, ne-am făcut. Deci ce se întâmplă? Adunăm... Deci, ăștia se păstrează în ordine 1, 2, 3, 4, 5. Aici 3, 6, 9, 12. Adică este din 3 în 3. Acolo din 3 în 3. Din 4 în 4. Deci 5 în 5. Și îți lipsește asta dintre 1 și 3, da? Da. Care va fi descompunerea în 40 și cât? Cred că e stai. Adică aici... 40 sau 50? 13, 39 și 13. 52. 52. O să fixați, pot să spun eu? 4. 4. Aici este 12. 10. Apoi 16. Da. De nou, suntem în situația aceea în care în fața unei exerciții, la prima citire, trebuie să facem efortul maxim să-l înțelegem. Nu vă apucați de problemă fără să înțelegeți bine partea de început. Acolo era esențial să înțelegeți ce înseamnă mulțime completă. Da. După ce am sesizat ce înseamnă mulțime completă, am citit primul punct al problemei, amin. Să se arate, am citit 2-3 ori până am înțeles bine. Da. Deci să se arate că orice multiplu de 13, adică 13 ori 1, asta e. 13 ori 1, 13 ori 2, 13 ori 3, să vedem. Să-ți dai seama că scoți ce este, adică 7, și rămâi 10 sau 20 sau 100 sau cât îi vrei tu. Împarți în 2, pui 50 și apoi te gândești ce să fie ca să meargă. Ăla a fost mecanismul de descoperire. Da. După care am descoperit că pentru K egal cu 1 începem cu 1, pentru K egal cu 2 începem cu 2, pentru K egal cu 3 începem cu 3 și pentru A... Și apoi ne uităm la celelalte. Deci, da. Da? Deci, atenție cum ușor pornim pe problemă, intrăm în problemă, parcă nici nu ne-am desimțit atrași de problemă. Suntem captați de problemă. Asta trebuie să înțelegeți la o față. Nu încercați mecanic, gata, am făcut de asta sau n-am făcut. Da? În general, multiplu de, hai să spunem, pentru K, un are care, K egal cu 1, K egal cu 2, pentru K egal cu N, da? K egal cu N, nu? Cum avea 13 N, este egal cu, care va fi mulțimea completă? N plus. Plus N ori 2. N ori 2 este N ori 2. N plus 1 plus 3 plus 4. Da. Nu, atenție! Nu, pentru că primul este N.
pe ăsta a avut 3 ori 1. Aici 3 ori 2. Păi 3 ori 3 ești. Aici 3 ori M. 3 ori 4. Nu? Pe 12. 3 ori 4. Deci plus 3 ori M. Da, 3 M. Da, 3 M. Plus 4 ori M. Plus 5 ori M. Plus 5 ori M. Și gata este. Deci orice multiplu de 13, deci pe 13 el va fi scris așa, unde elementele astea, el, 3 el, 4 el și 5 el, fac parte din S. S este compusă din elementele acestea cu proprietatea înainte. Adică N, 3 N, 4 N și 5 N au tocmai proprietatea de mai înainte. Au tocmai proprietatea de mai înainte. Adică, sigur, pentru N putem găsi două din ele cât da. Suma sau diferența? Da. 5 N minus 4 N sau 4 N minus 3 N face N. Pentru 3 N găsim cine a adunat ca să facă 3 N sau scăzut. 4 N minus N fac 3 N. Pentru 4 N cine se face? N plus, sau 5 N minus N, sau N plus 3 N, faci 4 N. Și 5 N, la rândul el, putem scrie ca fiind N plus 4 N. În concluzie, are mulțimea astfel scrisă proprietatea de care am povestit, proprietatea fiind aceea de mulțime completă. Deci orice multiplu de 13 se scrie ca fiind suma elementelor unei mulțimi, suma elementelor unei mulțimi. Acum ales. Și acum o să aibă și B-ul sens pentru mine, că B-ul nu înțelegeam deloc. Da. Și uitam așa, deci nu înțelegeam, acum are sens. Dar tu vrei să înțelegi fără să pornești de jos de acolo, din plăcere. Da. La mine m-a venit ideea, domn profesor. Da, 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 recunosc la tine. Recunosc. Dacă nu eram eu, domn profesor, nu mă spuneam ce să mă spune. Sigur, nu știam, da. Nu, dar e frumos, mi-mi place dialogul ăsta. Acest dialog înseamnă ce? Curajul de a avea și forța de a spune ceva în fața ministru. Da? Deci da. E frumos, eu asta spun. Copii, da, fără așa de voi, da, mai avem punctul pe aici. Așa am înțeles, nu? Punctul ăla am rezolvat, am ajutat cu orice motiv de 13 să fie așa. Și punctul B spune, determinați numărul submulțimilor complete ale mulțimii. Determinați numărul submulțimilor complete ale mulțimii. Deci să luăm mulțimea formată din elementele 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe, puncte cu 4 și 9 și respectiv 50. Deci aceasta e mulțimea formată din câte elemente? Din? 50. 50 de elemente. Exact. Găsiți numărul submulțimilor complete. Adică de genul ăsta care am avut. Da. O submulțime care ar fi de aici? O submulțime. E 1. Prima submulțime. E 1 ar fi 1, 2, 3, 4, 5. A doua sumă. Dar și cu bani mai știu, da? Dacă trebuie să ai 4 elemente. Să ai 4 elemente. Deci 4, atunci până unde mă duc? Până la 4. Până la 4. Dar avea 10. Și 10 dacă le trebuie să ai 4. Să-i stai o secundă. 1, 3. 1, 3, 4, 5. Asta este. 1, 3, 4, 5. Dar pentru că trebuie să fie peste 10. Sau peste... Păi uite de ce formă sunt. Nu ai forma de un moment? Tocmai. Da, vreau la formă, copii. O să ai egal la Italia. E egal cu 1. Și apoi după aceea va ține egal cu 2. 2, 6, 8, 10. Deci a doua submulțime este 2. 2, 6, 8, 10. 2, 6, 8, 10. A treia submulțime. Este 3. Este 3. 9, 12, 12, 15.
Următoarea. Numărul submulțimilor, da? Da, următoarea, da. Da. Adică până ajungem la 50. Până ajungem la 50. Da. Până ne apropiem de 50. Da. Așa, deci e 3, e 4. E 4. O să fie 4, 12, 16 și 20. Bravo. 4, 12. Hai să ne uităm copii. Aici. 3 ori 4, 12. 16 și 20. 20. 25 egal cu 5. Este 5 egal cu 5. 15. Da. Acolo 120. 20. 25. 25. Este 6. 6. 6. 6. 18 24. Acolo 24. 24. De ce 24? Pentru că e 8, e 8, zis 8, 4. Mi-așa pus 8. 8, 32. Da, 40. 40. Ok, termină puțin timp, da. Yes, 9. 9 este egal cu 9. 27. Da. 36 și 45. 45 și 10. 10. 10 cu 10. 10. 30. 30. 40. 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 Vine să ieși pe stradă să spui tuturor asta. Dar, uite, pentru o jumătate de minute vă spun așa. Contează, m-ați văzut acum, citim pentru noastră, atitudinea pe care trebuie să o ai. Aceea că reușești să o faci. Corect. Să crezi în tine. După care citești de 2, de 7, de 9 ori problema. De câte ori e nevoie ca să pătrunzi în neam. Că tu te învârți prin jurul ei să vezi unde este ușa de intrare. Ei, are o slăbiciune. Păi, de exemplu, azi o colegă de-a mea la PS, o zi, doamne, nu pot să fac, n-am învățat asta. Și, de fapt, am învățat. Sigur că da. Domnul, ar vrea, Dana, pentru că are și eu ceva cu fracții, nu? Ce, Dana? Orice. Deci, ia, mă, ieți, ia, nu știți, vă pui și de gestat, da? Și de stai, de zi, dar și vrei să nu vrei să vă vorbesc la fracții? Dar nimic, aia vreau. Vreau să mă anul, dar... Eu știu. Tu știi la fracții, ceva mai... Vreau să văd eu. Da? Eu am întâlnit și am văzut de aia, și nu mi-a dat. Știi, dacă ai avea o răbdare, da, da, eu îți propun să mai ducem la urmă. Da, la sfârșit, dar nu acum, la sfârșit. Vedeți că... Ei, de ce că nu are nimic? Dar nu știu cam ce vrea să facem. Eu ce fac acum? Este invitația pentru a încerca să îndrăznim un problem. Și acelea sunt de uzură. Arată-i lumina un pic să vedem ce așa. Eu încerc un pic să mai gândim la o problemă și pe urmă întoarcem și la ce spui. Deci suntem prea încinși acum la chestiile astea, la frumusețea problemelor acestea, când să nu îndrăznim să mai facem cum. Dar e faza locuare, sau nu e faza județeană. Așa. Din nou, atenție toată lumea, ne concentrăm foarte tare să vedem ce idee avem. Nici nu știu ce problemă urmează. E mare, egal cu mulțimea formată din mulțimea așa. 100, nu, 1005 parcă, ori n, plus 1002, deci 1005 ori n plus 1002, un element.
Al doilea element. E 1005. Ori minus 1002. Apoi 1005. Ori n. Plus 1003. Și acum știm ce urmează. Și acum 1005. Ori n. Minus 1003. Nu de n e număr natural. Vreau să înțeleg. Aici câte elemente are mulțimea asta? 4. 1, 2, 3, 4. 4 elemente. Clar. Să vedem ce vreau să-mi spun mai departe. Da. Rundelor nu-i dă valorile. 1, 2, 3 și găsim da. Diverse valide. Știți, de fiecare dată, primul element este mai mare decât al doilea cu 2004. Zile asta m-au gândit. Asta nu mai prea primul dată când aștept problema. Știi, acum prezidentul basculează. Astea s-a până 1002, lingvaje scade 1002. S-a până 1003, scade 1002. Da? O vedem, o să vedem mai departe. Apoi, P egal cu mulțimea tuturor acelor Y. Cu proprietatea că Y este să numere noastră. Și Y ce sunt de forma? 2007 ori n plus 1 totul la puterea 2008. Unde n fi număr natural. Natural se așa. Arătați că elementele mulțimii nu sunt măcate. Ien, steluță? Nu. Ien. Nu, e steluță la primul. A, steluță la primul. Da. Arătați că elementele mulțimii nu sunt pătrate perfecte. Deci... Mulțimii oricare ar fi elementele sau... Adică arătați că elementele mulțimii M nu sunt pătrate perfecte, elementele. Adică elementele care... Oricare ar fi. Dacă eu le am pe N1, de exemplu, și nu sunt pătrate perfecte, pot să spun că nu sunt pătrate perfecte sau trebuie să mai analizez cum dau ceva care e. Adică pentru oricare N, trebuie să... Da, sau... Sigur că da. Sigur că da. Și oricare ne-am oprit din cele patru. A, deci dacă eu iau pe N acum 1 și nu merge, înseamnă că pot să spun că dacă unul n-a mers, pot să merg la celălalt bun? Păi da. Pentru că una dintre ele nu a fost. Arătați că elementele nu sunt pătrate perfecte. Dacă una dintre ele este pătrat perfect, adică o mulțime. Asta înseamnă... Adică un număr nu este pătrat perfect. Da, sau un număr din mulțime. Trebuie să vezi numele din mulțime. Hai să ne întoarcem ușor spre probleme. Sau... Ce știți voi despre pătratele perfecte? Noi la puterea 2. Pătratele perfecte nu se termină în 2, 3, 7 sau 8. Deci, arătați că nu sunt pătrate perfecte. Pătrate trebuie... Nu se termină. Trebuie să se termină. Că nu se termină în 2, 3... Deci la 7 și 7... Deci trebuie să se termină în 2, 3, 7 sau 8. Dar trebuie să nu termină. Păi da, trebuie să arăt că 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 să trebuie să arate că sunt pătrate perfecte. Că nu sunt. Că nu sunt, da. Deci dacă arătăm, avem șansa să arătăm să se termină în 2, 3, 7, 8, nu avem baftă. Dacă se termină în altă, nu avem baftă. Dacă se termină la ceva, se complica lucrurile acolo.